Bună ziua, vreau să vă spun că de două zile n-am mai filmat pentru că sunt la Timișoara, am plecat din Gura Șatrei și vreau să vă spun că pentru voi fac tot posibilul să filmez și să vă spun unde mă aflu. Am văzut că voi ați fost cu mine când eram într-o situație foarte grea și vreau să vă spun că o să vă arăt o surpriză acum, ce mi s-a întâmplat. Eu sunt la Timișoara acum, am venit pentru că Gura Șatrei, știți că nu mai aveam viața acolo în Stehaia de Gura Șatrei, am venit la Timișoara pentru ca să fie mai bine pentru toată lumea și pentru Șatră și pentru toată lumea. Am venit la Timișoara și acum am venit la un control pentru voi. Eu tot timpul când citesc mesajele nu mai văd bine de și doamna, am făcut, Olga, dragă, am făcut o posibilă, iau de a veni cu Diamant, că Diamant i-am povestit de voi. Hai că nu se vede bine. I-am povestit de voi că voi ați fost cu mine tot timpul, m-a subținut. Nu, dar de ce ai zis de fata mea? Te rog frumos să spui. N-am zis, iată. Dar cum ai zis? N-am zis, așa zice omul la supărare. Nu vine să cred ce am văzut pe Diamant cu banca. Dar lasă că fata ta e viața ta și viața mea. Dar de ce ai zis? Aude toată lumea. Să aude toată lumea că banca e șef în Timișoara. Dar de ce ai zis de mine proastă? Așa mă, mai vrei să strig filmulețul acum să nu mai pun, că vede pani și să încearcă pe tine. Da, lasă o ies, că e zare de dat. Aaa, mai pus în primare. Ia-ți viața mea ce vrei. Aole, mi-ai pus în primare și ai zis că sunt proastă. Mă, dar de ce ai pus de fata mea? Păi lasă acum, că acum vorbim de fani, de altceva. Dacă te cezi cu banca, gata, îți primă comunității. Lasă că nu m-am încercat cu banca, eu sunt prieten cu banca. Dar de ce ai zis? Lasă că n-am pus nimic, nu știe bani. Ce facem noi în familie? Vorbește acum de familie. Dar de ce ai spus să dau în familie de treaba? Aaa, Doamne, am început la altă șatră. Vedeți ce? Am plecat de la Stehaia cu șatra, acum am dat din șatra de la Timișoara, altă șatră. O să filmez în fiecare zi ce fac cu șatra de la Timișoara. Vă salut pe toți banii. Dar nu te grăbi, că nu închid telefonul, că vreau să povestesc la fani. Vreau să povestesc la fani că am venit pentru că când citesc mesajele nu pot să mai văd. Și chiar îmi pare rău, eu tot timpul în fiecare zi citesc la mesajele voastre, de două zile n-am mai citit mesajele, n-am mai filmat, pentru că am avut probleme, o să vă spun în filmulețul viitor. Acum v-am adus aici să vedeți și dumneavoastră, vedeau la doctor, care puteți să spuneți cum e aici la dumneavoastră, cum e cu sistemul, cu controlul, cum trebuie să fac o persoană când vine, cum am făcut eu. Păi vine la programare, în principiu, dacă nu are programare, poate să vină pur și simplu. Se pune la un aparat, aparatul determină o dioptrie, se fac probele la distanță, la aproape. Și în funcție de preferințele pacientului, poate să-și facă ochelarii ori de distanță, ori de aproape. Doamna a ales de data aceasta dioptriile de aproape, pentru că vrea să vadă foarte bine la aproape. Și acum vom face probele. Ia mâna probă. Vă rog să-i luați. Aici vreau să fac probe pentru fanii mei. Că eu tot... Aoleu, ce se vede de bine la telefon acum. Da, și eu chiar, dar sunt frumoasă. Da, și aici ce se văd de bine, uitați aici. Ia, mamă, fără ochelari nu văd deloc bine. Da, uite aici, parcă mi s-a deschis ochii, nu-mi vine să cred. Eu am făcut controlul. Când am făcut controlul? Acum două zile. Acum două zile și doamna doctor a văzut că am ceva probleme la ochi. Ieri ați fost. Da. Da. Îmi stă bine, cred că. O să-mi spună fanii. O să-mi spună fanii dacă îmi stă bine. Cu modelul ăsta l-a ales doamna doctor și eu. Sper că îmi stă frumos. Ia uriu rama la ele. Doamna doctor, puteți să spuneți cum ați descoperit, că nu-mi vine să cred, că eu nu puteam să văd să citesc mesajele. Nu putea să vedeți să citiți mesajele, într-adevăr, pentru că aveți o dioptrie destul de mare și având în vedere că până la vârsta aceasta nu ați mai purtat ochelari, de acum încolo va fi nevoie să purtați, pentru că aveți plus 2,25 și plus 2,50. Deci este o dioptrie care... O să aveți nevoie tot timpul de acum acolo să purtați. Da, toată viața mea o să port ochelari. Din păcate, da.
Dioptria nu se duce înapoi, ci doar poate fi stabilizată, adică stabilizată. Dacă purtați ochelarii, ea nu mai crește atât de repede ca și cum ar crește atunci când nu purtați ochelarii. Deci, da, ca să nu crească dioptria mai mare, va trebui să-i purtați tot timpul atunci când citiți, când vă uitați pe telefon. Eu știu că n-am avut probleme la ochi și acum cum dintr-o dată? Din păcate, după vârsta de 40 de ani apare, pentru că ochii îmbătrânesc. Asta este adevărul, trebuie să-l acceptăm. Ochelarii acum nu mai sunt o problemă în sensul că sunt la modă. Deci puteți să-i purtați fără probleme, vă stă bine, nu e absolut niciun disconfort, să zic așa. E o dioptrie de care ochii dumneavoastră au nevoie și da, va trebui să-i că purtați. Da, că nu mai pot să văd bine, să citesc mesajele, să intru în live la fanii mei să citesc, că nu puteam să fac live pe telefon noaptea. Pentru că nu puteam să citesc. Dar nu că nu știu să citesc, că toți fanii mei zicea că nu știu să citesc. Eu chiar știu să citesc, că bă, am permis greu, de conducere. Bă, da. Era greu, pentru că ochii nu mai au capacitatea să vadă așa cum ar trebui. Și atunci aveți nevoie de o corecție. Și corecția vă oferă ochelarii. Da, doamnă doctor, vă mulțumesc mult. Și cu mare drag să și să-i purtați. Și o să-i invit pe toți fanii mei care... Vrea să fac un control la doamna doctor, să spuneți adresa unde să vină. Pe Ciprian Porumbescu, numărul 1, ce este chiar în stația de taxi, în zona Bălcescu. Deci fix în stația de taxi, vis-a-vis de cofetăria Verona, aici suntem. Cu mare drag, cine dorește, facem consultații pe loc, ochelarii pot fi realizați de pe o zi pe alta, în funcție de dioptrie, deci totul se desfășoară foarte rapid, avem aparatură pe profesională. Hai să arătăm la fani, ce aparatură aveți aici? Unde am făcut eu controlul, doamna doctor a descoperit, nu-mi vine să cred, că eu nu puteam să văd bine fără ochelari, eu de aia nu puteam să citesc bine, repede, mesajele pentru voi toți fanii. Aparatura este nemțească. Acum eu te arată, doamna doctor, aici cum e. Este de la Sharox, este o aparatură nemțească de foarte bună calitate și performanță. Se face testul prima dată la acest aparat, care determină automat dioptriile. După aceea se face proba la distanță. Aici, da? Se face proba la distanță, pacientul este pus să citească la acest panou la o distanță de 2-3 metri și în urma acestor teste determinăm dioptria de distanță și de aproape. Deci și pentru zona de distanță și pentru zona de aproape. Așa sunt pașii pe care trebuie să-i urmeze fiecare pacient atunci când vine la control. Nu este o procedură grea, durează câteva minute. Și după aceea fiecare pacient își alege ochelarii care trebuie să-i poartă și care îi plac. Bine, da, așa chiar eu am ales cu doamna doctor, mi-a ales ochelarii ăștia cu rama aurită, vedeți? Și îmi stă foarte bine și văd și mai bine la telefon. Nu-mi vine să cred. Și Diamant m-a convins să vin să fac un control la ochi, că a văzut că mă chinui, că nu pot să citesc la mesaje. Da, da. Și a zis, hai să te duc la doamna doctor, este o doamna doctor bună din Timișoara, vă rog frumos pe toți fanii mei și toți cunoștințele mele care se află în Timișoara să veniți la doamna doctor, că doamna doctor este o doamna doctor bună care știe ce înseamnă să vezi mai bine, să ai grijă de ochii tăi, să fii igienic și vă mulțumesc mult. Și vă să filmez pentru mâine, o să filmez un filmulos special pentru șatra care de la Stehaia. Vă mulțumesc mult!